ești zborul de lumină din care m-am firit. Ana frunte se închină părintescul lui tău chip. Draiule, nemilos ți-a fost destinul, iar noi nu te-am apărat. Eu pe tine te aleg, fie pâinea cât de mică, numai tu să-mi fii întreg. Graiule, nemilos a fost destinul, iar noi nu te-am apărat. Te-a rănit barbar străinul, te-a rănit barbar străinul, te-a rănit. Spectatori și telespectatori. Bine v-am găsit la spectacolul Un deceniu dedicat valorilor neamului, prilejuit celor 10 ani de la instituirea Centrului Bucovinean de Artă pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale românești din Cernăuț. Și am început acest spectacol cu o odă Graiului Natal, interpretată de Emilia Nicorici. Acum le oferim onoarea să deschidă spectacolul Un deceniu dedicat valorilor neamului la două ansambluri. Unul care în 2015 face 10 ani de la instituire și este vorba de ansamblul Perla, și al doilea ansamblu care are doar un singur an de la instituire, ansamblul Doina Bucovinei. Vă rog să intervenați. Thank you.
mesaj de salut pentru toți membrii Centrului Bucovinean de Artă, dar și pentru dumneavoastră, dragi spectatori și telespectatori. Vă aduc doi interpreți, ambii sunt bucovineni. Și chiar dacă doar unul va ieși pe scenă, cântecul aparține celuilalt, lui Grigore German, care sper că acum ne urmărește pe internet și este cu sufletul alături de noi. Iar pe scenă vă va încânta Ana Maria Calancea. Pe cel mai mic grup în sensul de vârstei și în sensul înălțimii din cadrul centrului, grupa mică a ansamblului folcloric Perla. Vă invităm în scenă și vă rog să o întâmpinați. Yeah.
aștept în fiecare casă, brad împodobit. Zurgăle se aud în curte, iarna a venit. Lirurile și iarele asta de Crăciun.